Cei care s-au născut în Zodia Capricornului vor avea în prima parte a zilei de 11 ianuarie posibilitatea să dea peste niște persoane care să le ridice niște puncte de vedere, să formuleze niște obiecții sau să adopte niște atitudini contrare, refractare sau în discordanță cu ceea ce cred ei, doresc ei, intenționează ei, promovează ei. Vine în siajul ultimelor 2-3 zile, când au stat sub semnul unui tranzit al lunii, prin această Casa 7 a relațiilor parteneriale, care s-a aflat în ziua de 10 ianuarie în fabuloasa ipostază de lună plină în RAC, și care pe ei i-a afectat. Ecourile nu trec cu una cu două, așa încât această primă parte a zilei de 11 ianuarie stă încă sub acest semn se mistuie, se ard ultimile consecințe sau se nasc uh, acele evenimente care nu s-au configurat încă pe 9 sau 10 ianuarie. Între 11 ianuarie, după ora 14 și 13 ianuarie, după amiaza, abordare uh, verticală, demnă, categorică, judicioasă, motivată, dar uh, dublată și de destulă mândrie sau orgoliu, ori de câte ori este vorba de bani, câștiguri, premize care privesc o ipoteză în care acești nativi ar putea primi, beneficia ceva, un ajutor bănesc, un bun material, o conjunctură favorabilă. Între 13 ianuarie după ora 16 și 15 ianuarie după amiaza, perioadă bună pentru toți cei care trebuie să se gândească la viitor, trebuie să ia o decizie, trebuie să analizeze nu neapărat trecutul, cât um, starea actuală în care se află. Să știe exact până unde pot să meargă pe această direcție sau pe o opțiune profesională, um, unde se vor opri, cât este câștigul, cât este riscul și ce ar trebui să facă. Bună administrarea efortului personal, încercare de bun plasament. Al pregătirii, al experienței și al calităților individuale. Uneori acestea sunt legate de o premiză, să zic așa, națională, internă. Ce pot să facă la ei acasă, în orașul lor, în țara lor, în spațiul în care au crescut, s-au format, s-au dezvoltat și activează în prezent. Alteori poate fi vorba de o proiectare în afară, altă țară, mă rog, la limita altor oraș, dar în principal este vorba de altă țară, altă cultură, altă experiență, ei și aici trebuie o corectă evaluare. Cât pot să facă față, ce le lipsește, ce ar trebui să facă să completeze aceste lipsuri, adică o pregătire suplimentară, dar pe ce direcție, la ce nivel, cu ce risc, cu ce bani, cu ce cheltuială și cu ce orizont de așteptare, în cât timp pot să recuperez faptul că zic și eu acum, teoretic, nu știu foarte bine limba engleză. Într-o lună, în jumătate de an, în doi ani, câți bani trebuie să cheltuiesc pentru această pregătire, cât timp uh, trebuie să aloc, cât uh, efort trebuie să fac. Și tot așa. V-am dat un exemplu. Între 15 ianuarie, după ora 18 și 17 ianuarie, efort de adaptare la o nouă funcție, la un nou statut, să-i zicem public, la o ipostază oficială, un rang, o demnitate, sau o ipostază unde trebuie să fie foarte prudenți și foarte grijuli. Să nu exagereze, să nu depășească măsura, să înțeleagă despre ce-i vorba, să facă ce trebuie, să nu se lase mânuiți, manipulați, influențați, păcăliți și așa mai departe. Începând cu 12 ianuarie, Planeta Mercur va. Intra în sectorul banilor câștigați în principal din muncă proprie, nu din speculații sau avantaje venite prin intermediul altor persoane. Și atunci poate fi vorba de o soluție extraordinară, genială, inspirată de la caz la caz, formulă prin care îi poți să câștige mai mulți bani, o idee. De mai bine, dar care trebuie repede pusă în practică, oricare nu va dura mult când va fi pusă în practică. Soluția lor este valabilă pentru următoarele săptămâni sau luni, dar nu e o chestiune de viață, de viitor și de certitudine a la lung. Dar, în acest scurt răstimp, ei pot să câștige o sumă de bani, fac un efort, se mobilizează, până la urmă e bine. Pe de altă parte, este și o nouă perspectivă sau altă înțelegere a felului în care le vin banii, a felului în care ei se implică, muncesc sau chiar se sacrifică. Și unii vor considera că sacrificiul pe care îl fac ei, muncă, timp, răspundere, oboseală, efecte asupra vieții de familie, sunt insuficient plătite. Și că, la același efort și la aceeași dedicare, ei ar trebui să pretindă mult mai mult să aștepte alte venituri, ori e să își reformuleze opțiunile și să se îndrepte acolo unde există condiții avantajoase. Ori muncesc mai puțin și eventual pe bani mai mulți, ori unde muncesc la fel, dar atunci măcar știu pentru ce fac tot acest efort. Și atitudinea ei e bruscă, radicală, nu prea poate să fie ea reconfigurată de cei din afară părerea celor din jur nu contează, indiferent ce ar sfătui, ce observația vor aduce cei care îl aud, îl ascultă, nu contează. El este foarte ferm pe poziții, de aceea e bine să se gândească de mai multe ori înainte să pună în practică această nouă atitudine față de muncă și bani. Contextul durează, din fericire, doar două săptămâni. Începând cu 13 ianuarie, planeta Venus va începe să traverseze sectorul comunicării și îi va face pe cei născuți în Capricorn foarte abili, foarte meșteri, artiștei cuvântului. Se mlădiază pe temă, pe subiect, simt publicul, știu despre ce este nevoie, au intuiția momentului, a gestului, a tonului sau știu să speculeze o clipă vulnerabilă în care alții, de exemplu, Capotează, ratează, nu înțeleg despre ce-i vorba, și ei uh, mobilizează atenția și interesul publicului sau propun un lucru interesant care este imediat acceptat. În felul acesta, ei devin nu doar lideri de simpatie și de audiență, ci și de încredere. În cele trei săptămâni cât va dura acest tranzit, Planeta Venus le va mai da unor capricorni uh, șanse importante, frumoase. Spectaculoase, de la caz la caz, când va fi vorba de examene, audieri, audiții, teste, verificare ale aptitudinilor, în principal artistice. Mai puțin contează latura tehnică, pragmatică sau uh, cea legată de științele exacte, matematică, geometrie, tehnologie, inginerie. E vorba de impresie generală, de talent, de har de sensibilitate, de uh, un talent artistic chiar. În sfârșit, întreaga săptămână, vor uh, rămâne active planetele care tranzitează semnul Capricornului. Uh, din mănunchiul care a funcționat săptămâna trecută, se va desprinde în penultima zi a răstimpului analizat de noi doar Mercur. Și în felul acesta uh, vom avea de a face în continuare cu un marcaj nu foarte simplu și nu foarte ușor de suportat, capricornii încă simt povara pe care le -o construiește vibrația lui Saturn în domiciliu, a lui Pluton, a decurând intratul lui Jupiter în acest semn de pământ și a nodului Sud. Vă reamintesc contextul, nu se epuizează cu una, cu două, chiar dacă săptămâna viitoare va pleca și Soarele în semnul vărsătorului, vor rămâne destule motive pentru ca existența lor să fie grevată și modelată de aceste trei planete importante de destin, iar de-a lungul timpului, până cum spuneam, spre jumătatea lunii martie, vor interveni momente în care această valoare va spori, de exemplu, când va intra în Capricorn planeta Marte și atunci lucrurile vor deveni mai dinamice, mai rapide și mai acute, așa încât e bine să nu lase garda jos și să rămână pregătiți pentru experiențe noi, provocatoare, intense, interesante și motivante.